Pantera Roz. Și o primă diagonală cu un dublu salt înapoi în echer. Un element de dificultate D, pe care gimnasta primește o zecime de bonificație. Salt 900, urmat de un salt înainte grupat. La sol avem 5 cerințe specifice, 2 serii acrobatice formate din 3 elemente, o serie acrobatică care trebuie să conțină 2 salturi în legare directă sau indirectă, o piruietă de valoare minim B și o serie gimnică formată din 2 sărituri artistice cu impulsie de pe un picior, care gimnasta Unguroaică tocmai a executat-o. Un salt întins cu întoarcere 1080 de grade, neterminat.